A Domnului Dumnezeului nostru să fie toată slava, cinstea și gloria în veci de veci. Amin. Iubiți frați și surori, vedenia care a avut-o sora aceasta m-a motivat. Domnul ne spune să strângem cuvântul pentru că avem nevoie de el. Spune psalmistul, stâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Va veni o vreme în care oamenii vor veni tot cu o parte din Scriptură, cu probleme false și așa se va arăta omul fără de legi, folosindu-se de interpretări și de o parte din Biblie. Așa a venit și satana și a spus Domnul Iisus, este scris. Da, este scris, dar numai Domnul Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Dumnezeu să ne ajute. Vă spuneam și altă dată că am întotdeauna de la Domnul și îl rog pe El să facă, să-mi dea un semn ce să vorbesc sau să-mi arate că ce am ales eu, ce m-am gândit eu, este de la Domnul. Și eu vroiam să vă vorbesc în această seară despre casa lui Dumnezeu, atitudini în casa lui Dumnezeu. Și iată că de aceea n-am mai citit un alt pasaj, mă uitasem peste Psalmul 122, la momentul respectiv probabil voi amintiți și ceva din Psalmul 122, dar spune aici, sfințenia este podoaba casei tale. Și eu vreau, stimați ascultători, mă încadrez, dacă va fi poate la și 5, sau mă încadrez, dacă nu reduc și vă spun să citiți acolo și acolo, să vă completați noastră lecția, notițele și așa mai departe. Vreau să vă vorbesc despre casa lui Dumnezeu, pentru că dumneavoastră vă mișcați așa, vă duceți în alte localuri, dă senzația că localul ăsta e ca o scenă, poate aveți impresia că aici se face concurs, aici nu se face concurs. Este scenă, dar nu se face concurs. Aici noi lăudăm pe Dumnezeu. Nu apreciem că unul cântă mai bine decât altul sau să pregătesc eu o poezie cum nu mai are nimeni. Nu. Noi tot ce facem, facem pentru slava lui Dumnezeu. Niciodată nu s-a permis oamenilor care au încercat să ia din slava lui Dumnezeu sau nenorocit, ăsta e termenul. Nu avem ce să facem cu slava lui Dumnezeu, nu o luăm noi. A Lui este toată slava. De aceea vreau să avem o atitudine corectă despre această casă a lui Dumnezeu. Dar ca să înțelegem despre casa lui Dumnezeu, trebuie să vedem un pic istoricul casei lui Dumnezeu. Prima dată Iacov în Genesa, vreau foarte pe scurt să ne uităm, pentru că mergând pe rând la aceste referiri despre casa lui Dumnezeu, vom vedea și atitudinea oamenilor. Vom vedea, de exemplu, ce atitudine a avut Iacob când a văzut și a constatat că e casa lui Dumnezeu, da? A ajuns noaptea și a pus o piatră sub cap. A dormit liniștit, noi ne uităm la hoteluri cu 5 stele, el a avut mai multe stele, a dormit foarte liniștit, aer curat, ocrotire, pace în suflet și în condițiile acestea a avut o viziune. A văzut o scară, l-a văzut pe Dumnezeu și dimineața spune aici în capitolul 28, versetul 18, s-a sculat de zi dimineață, a luat piatra pe care dormise, era așa o piatră mai lungă, a luat-o și a pus-o ca stâlp, a făcut un efort, a făcut acolo un loc în nisip, a așezat-o, a turnat unde lemnul care îl avea, că îi aveau în călătorie unde lemn și vin, cu vinul dezinfectau rănile și cu unde lemnul puneau ca și calmant, da, ca și balsam, a turnat unde lemn pe vârful ei, a dat locului acestea numele Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu, a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. A stabilit și finanțarea casei lui Dumnezeu. Că foarte mult se feresc, frate, dar nu mai vorbi de zeciuială, nu mai vorbi. Totuși Dumnezeu
binecuvintează pe cel care finanțează casa lui Dumnezeu. O să înțelegeți dumneavoastră când o să începeți să dați. Eu spuneam în bisericile în care slujesc, ca să dai, trebuie să ai. Dar pentru a avea, trebuie să încep prin a da. Țineți minte asta. Pentru a avea, trebuie să începeți prin a da. Așa îi place lui Dumnezeu. Îi dai și El îți dă mai mult. Slăvit să fie Domn. La momentul respectiv veți înțelege când veți începe să simțiți cu lucrarea lui Dumnezeu și să finanțați această casă a lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu vă va lumina? Aceasta este prima atestare despre casa lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu și-au dat seama de nevoia aceasta de a avea un loc. El s-a întors cu familia, sigur, la această casă. Mai târziu, da, Dumnezeu îi vorbește lui Moise, poporul este din Egipt, și Domnul îi arată pe munte, unde l-a dus pe Moise, îi arată sfeșnicul, îi arată chivotul cum să fie, și a spus să faci totul după cum ai văzut pe munte. Și a arătat tot ce trebuie să facă și i-a spus în felul următor, da, o să citesc, când mi-am notat aici, pentru că trebuie să ținem minte foarte bine, da? În Exod, capitolul 25, da, începe Domnul să le vorbească, îi vorbește lui Moise despre această casă care trebuie să o facă, da? Și urmărim, va fi și o evoluție. Și cum trebuie privită această evoluție? Întâi a fost o jertfă, Cain și Abel. Apoi a fost un altar și o jertfă. Apoi a fost cortul întâlnirii, altar și jertfă. Apoi a fost templul din Ierusalim cu altar și cu jertfă. Este o evoluție. Ca să ne urcăm așa spre Dumnezeu, cum spunea poetul, încerc să urc prin ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. N-am putut înțelege, omul n-a putut înțelege dintr-o dată măreția lui Dumnezeu și a trebuit omul să fie dus așa treptat, să vadă tot mai mult din slava lui Dumnezeu, din lucrările lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să creștem din punct de vedere spiritual, să urcăm spre Dumnezeu, Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să deschidem, să vedem în Exod, așa cum vă spuneam, când începe să proiecteze, da, încep să facă, au adus, vă spuneam de finanțare, nu știu de ce trebuie să insist. Au adus tot ce au avut, dar a spus așa Dumnezeu, să aducă cu tragere de inimă. Dătătorul voios să-L binecuvintează Dumnezeu. Și au început să aducă materiale, vopsite, pânze, pietre prețioase, aur, aram, argint, scânduri. Vă dați seama, să facem pustiu, să facem pustiu în condiții grele, ce scânduri, ce prelucrare de scânduri au avut sau ce scânduri au avut din Egipt. Urâte, dar peste scândurile alea de salcâm era poleit cu aur. Chivotul arăta foarte frumos, strălucea. Și au adus de bunăvoie și au început să construiască, a dat înțelepciune oamenilor ca să poată să construiască tot ce trebuie făcut, după chipul care l-a arătat pe munte. Și în cortul acela, da, era un chivot. Chivotul acela avea doi heruvimi cu aripile întinse și Dumnezeu îi spune așa, să pui capacul ispășirii pe chivot, capitolul 25, la porunci pentru facerea cortului, nu intrăm în detaliu, nu o să cunoașteți, ne grăbim un pic, da? Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia, cele două table de ale legii, omerul cu mană și toiagul lui Aron. Mai târziu l-a pus toiagul lui Aron, când a trebuit să-l arate care este seminția care conduce, da? Ca să nu fie haos. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Iată
este conturat și este schițat cortul acesta, numit cortul întâlnirii, cortul unde Dumnezeu vorbea. De la nivelul capacului ispășit. Nu era nicio imagine, nicio sferă, niciun cap de bor, nu era nimic. N-a dat voie Dumnezeu. Auzeau glasul lui Dumnezeu. Foarte frumos. Să nu-ți faci niciun fel de înfățișare, niciun chip cioplit. Dumnezeu a fost foarte clar, foarte corect și foarte limpede le-a vorbit. Ei tot au vrut, Baal, Astarte, dacă au neamurile să avem și noi. Este o tendință, așa, este efectul acesta de turmă pe care și noi câteodată îl avem, că dacă biserica aia face așa, să facem și noi. Că dacă au moabiții un Dumnezeu să avem și noi, dacă au cananiții să avem și noi. Și Dumnezeu din star le-a spus, nu faceți nicio imagine, nici vreo înfățișare. A unui om, a unui pește, a unui animal și așa mai departe, a unei păsări, nimic. Și de acolo, de la nivelul capacului ispășirii, Dumnezeu le vorbea. După ce au cucerit țara, da, au așezat acest chivot, da, la silo. Am nevoie de imaginea aceasta de la silo, pentru că ne vom duce în momentul respectiv, ne vom duce părând la atitudinea care au avut oamenii. Ne vom duce să vedem ce atitudine a avut Iacob când i-a vorbit Dumnezeu. Ne vom duce un pic și la silo să vedem atitudinea preoților de acolo. E foarte important pentru noi. Apoi, sigur, David vrea să facă o casă Domnului și Domnul îi spune, nu tu ai să faci, îi vorbește prin prorocul Natan, ci îmi va face fiul tău ieși din tine. Îți voi ridica un fiu după tine, îi voi da pace pe toate granițele, va avea pace și el îmi va ridica o casă în numelui meu. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători? Acolo, dacă suntem atenți la această referință despre Solomon, cuvântul, profeția trece ușor, așa pe neobservate, spre Domnul Iisus. Și cum i-a spus lui David? Ca să înțelegeți că s-a referit în prima parte, deci în prima fază, uneori cuvântul lui Dumnezeu se împlinește aceeași profeție în mai multe cazuri. De exemplu, Ioan Botezătorul a venit în Duhul și puterea lui Ilie. Înainte de venirea Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, spune cartea Maleahi, se va arăta din nou Ilie. O să înțelegeți dumneavoastră, când citiți acasă, finalul, deci Ioan Botezătorul a fost o împlinire parțială și le spunea ucenicilor că Ilie și venit, adică Ioan Botezătorul a venit în Duhul și puterea lui Ilie. Sunt cazuri când profețiile se împlinesc în două faze. Atât ai de înțelept Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Și vă spuneam că au așezat cortul la Silo, apoi templu, și vă spuneam despre faptul că profeția despre cel care va ridica o casă, că spune acolo, și asta este cheia de înțelegere a profeției, zice așa, când vei adormi, când vei fi adormit cu părinții tăi, îi spune lui David, da, sunteți atenți, când vei fi adormit cu părinții tăi, voi ridica un fiu care va ridica numelui meu o casă. Ăsta e Domnul Iisus. Solomon a fost în timpul vieții lui David. Dar acolo cheia profeției, ca să înțelegem că trece ușor și de cele mai multe ori când vorbim despre David și citim ceva despre David, în prototipul acesta este Domnul Iisus, fiul lui David. Slăvit să fie Domnul. El este numit fiul lui David. Și în înțelepciunea lui Dumnezeu face această mișcare subtilă ca noi să înțelegem și să credem în cuvântul lui Dumnezeu și se va ridica, s-a ridicat acest fiu al lui David și a zidit o casă veșnică, biserica lui, slăvit să fie Domn, că templul din Ierusalim s-a dărâmat, datorită neascultării lor, sigur. Iubiți frați și surori, și-au făcut, au ajuns, au pus cortul la silo, multă vreme s-au bucurat acolo, veneau la casa lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu i-a plăcut că acolo la silo veneau două surori și se certau.
Una nu mai mânca și plângea. Și eu am spus, când vorbesc despre Samuel, am spus, Samuel, o soluție pentru două probleme. Vrăjmășia dintre cele două femei se jigneau, o jignea pe aia, aia mai pocăită, veneau la casa Domnului, plângea, nu mai mânca. Asta căuta un cuvânt pe Nina să-i arunce ceva ca să nu mai mânce, că era nervoasă, supărată, invidioasă, că primește o porție dublă. Era o chestie de natură evreiască, o familie de tip așa evreiască și aveau acest conflict. Dar la casa lui Dumnezeu, la locul unde trebuia să te bucuri, la locul unde aveai părtășie cu familia și serveai masa acolo și dura sărbătoarea și era bucurie și Israelul și exprima bucuria, acolo să înțepi pe cea de lângă tine, să o faci să nu mai mânci. Domnul a ascultat rugăciunea lui Ana și l-a dat pe Samuel, rezolvând această primă soluție. Dar mai era o problemă. Copiii lui Eli aveau o atitudine greșită acolo la Silo și o să ne întoarcem la ei să vedeți atitudinea acestor preoți a lui Dumnezeu. La locul unde se prezenta Dumnezeu, de la nivelul capacului vorbea Dumnezeu. Și ăștia n-au luat seama. Au fost nepăsători, obraznici și firești din calea afară. Iubiți frate și soră, s-a făcut templu din Ierusalim. Solomon ne-a dat Dumnezeu înțelepciune, mai mult aur, mai multă piatră. S-a vorbit foarte mult, ați auzit multe, multe relatări despre cum s-au cioplit pietrele în munte și problema aceea că la sfârșit au avut o piatră care era de o formă ciudată. Și tot au împins-o la o parte, tot nu se potrivea nicăieri. Și-au prins mucegai, și-au prins mușchi și tot au dat-o deoparte, au lepădat-o, că nu le se potrivea, au început construcția. Dar ea era piatra din capul unghiului care încheia bolta. Și această piatră reprezintă pe Domnul Iisus. Piatra lepădată de zidare a ajuns să fie pus în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție. Slăvit să fie Domnul. Deci se întâmplă și scene profetice. În Scriptură găsim expresii profetice, găsim imagini profetice și găsim chiar și aceste lucruri, stări și probleme tehnice, dacă vreți, profetice. Piatra din capul unghiului clădirii. Au construit templul în Ierusalim, iubiți frați și surori, dar Dumnezeu le-a spus. Și mi-am notat, mă iertați, eu trebuie să urmăresc un pic, în 1 Împărați 6, este ceva despre casa aceasta pe care au ridicat-o, vreau să... Lui Habacuc, Domnul i-a spus așa, scrie prorocia, scrie-o pe table să se poată citi ușor. Una la mână. Și apoi a spus așa, sapă în stâncă, era o metodă, săpai în stâncă literele și turnai plumb. Și plumbul lua forma și nu se mai ștergea. Și cu plumb pe vecie, spunea Iov, aș vrea ca cuvintele mele să fie săpate în plumb pe vecie. Lui Habacuc, Domnul a spus sapă să se poată citi ușor. De aceea eu mi-am notat, ca să nu greșim, să mergem repede, 1 Împărați, capitolul 6, despre casa aceasta frumoasă, deosebit de frumoasă, un om înțelept, i-a dat Dumnezeu înțelepciune, pe lângă înțelepciunea lui nativă, i-a mai dat și bonus, a cerut mai multă înțelepciune și a fost unul din cei mai înțelepți oameni de pe fața pământului, dar nu i-a ajutat 100% această înțelepciune. Închidem paranteza, da? 1 Împărați, capitolul 6. Citim despre această casă a lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți pentru că n-au știut să aprecieze casa asta. Știți ce făceau, fraților? O admirau de la distanță. Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și plecau la treaba lor și o luau de la capăt. Șmecherii, viclenii, furtișaguri, cum să ia averea, cum se ia via lui Nabot, sau știu eu, alte și alte imagini din Scriptură. Nu le-a ajutat această casă. O apreciau, s-au culcat așa pe o ureche, n-au crezut când Titus a demolat, când soldații au dat foc, el a dat ordine, a spus, templul este proprietatea Senatului.
nu puneți mâna. Unul a aruncat o torță și pentru că era o hotărâre divină. Și n-au crezut, spune și Scriptura, n-au crezut că vor intra în templu. Au ridicat topoarele ca într-o pădure deasă, spune unul din psalmi, referindu-se la vremea când Nebucadnețar a distrus templu. Sigur, și așa mai departe, lucrurile au evoluat, a fost refăcut de Irod cel Mare și Titus demolează templul refăcut de Irod cel Mare. Ca să capete bunăvoința evreilor, el era din Edom. Acest Irod le-a făcut templul acesta frumos, pe care ucenicii au încercat să-l coopteze pe Domnul și să spună: Doamne, ce templu frumos! Când ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Și Domnul a spus: nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Da? Citim în 1 Împărați, capitolul 6. Domnul a vorbit lui Solomon, versetul 11. Nu intrăm în detalii, da? Tu zidești casa aceasta. Așa îi spune în versetul 12. Capitolul 6, versetul 12. Tu zidești casa aceasta dacă vei umbla după legile mele, dacă vei împlini orânduirile mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile mele, voi împlini față de tine făgăduința pe care am făcut-o tatălui tău David. Voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul meu Israel. 7 ani, în același capitol, ultimul verset 38, spune: în timp de 7 ani a zidit Solomon casa aceasta. Iubiți frate și surori, vă spuneam că nu a rămas în picioare. Erau atitudini greșite. Fac o paranteză aici, s-a citat din Isaia și eu trebuie să intervin. Isaia vede pe Domnul și noi nu citim cu atenție acolo. Și spune acolo: poalele mantiei lui umpleau templu. Deci Domnul nu încăpea în, Dumnezeu nu încăpea în casa asta. Dar este o imagine sugestivă acolo, atât era de insuficientă casa, mare. Solomon s-a ridicat pe un pedestal și a făcut rugăciunea de consacrare și de aceea Daniel de 3 ori pe zi se întorcea cu fața spre Ierusalim, spre casa aceasta, că Solomon așa a zis, când îi voi duce într-o țară străină, dacă își vor întoarce privirea spre casa aceasta, să-i asculți de acolo. Atât de insuficientă era că doar poalele mantiei lui umpleau templu. Domnul nu încăpea în templu. Vreau să înțelegeți aceasta, pentru că vine o etapă superioară. Noi avem har mare, suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în Vechiul Testament venea din timp în timp, câteodată. Dacă ne ducem la scăldătoarea, unde Domnul a vindecat pe cel care n-avea pe nimeni, spune acolo, un înger al lui Dumnezeu să cobora din timp în timp, da, rar, da, și se vindeca unul. Păi când au adus la Domnul Iisus 10 de bolnavi și Domnul pe toți a vindecat. A venit o etapă, prin Domnul Iisus a venit o etapă superioară. A avut loc o înmulțire a pâinilor, vreo 20 de pâini la 100 de inși, dacă citiți pe vremea lui Elisei. Așa, aia a fost foarte puțin. Domnul Iisus a înmulțit pâinile și le-a dat la 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, și s-a strâns și coșul cu fărâmituri. Slăvit să fie Domnul. Deci a urmat prin Domnul Iisus o etapă superioară, vremea pe care noi o trăim. Dar, deși suntem într-o etapă superioară, nu înseamnă că noi putem să facem ce vrem. Vreau să aveți atitudini corecte când veniți în casa lui Dumnezeu. Ia să ne uităm la Iacob, da? S-a trezit din somn, spune aici, ne întoarcem la Genesa 28. M-am mirat, zice, Iacob s-a trezit din somn, versetul 16 din 28, a zis: cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică. Nu mai este frică, fraților. Povesteau înaintașii noștri, îmi povestea mama, îmi povesteau bunicii, am trăit în casa lor,
prima promoție, dacă pot să spun așa, care s-au pocăit, prima generație, le era frică, Duhul Sfânt descoperea. Când era cina, când s-adunau, ți era frică să păcătuiești. Lui Iacob i-a fost frică, acum nu mai este această frică. Am văzut în casa lui Dumnezeu, în timp ce se cânta cântare despre suferința Mântuitorului, am văzut persoane care mestecau gumă de mestecat. Îți vine așa să te iau fiori în casa lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc, am văzut cântând în orchestră, domnișoara, la una din bisericile unde slujesc la țară, da? După ce a terminat domnișoara de cântat la chitară sau ce cânta ea în orchestră, imediat s-a terminat, a scos celularul și vedea, să uita să vadă cine o mai apelat-o și să păstreze legătura cu exteriorul. Ea nu era cu toată inima în casa lui Dumnezeu. Trebuie să avem o atitudine de frică și de respect. Aici este casa lui Dumnezeu, a spus Iacob, aici este poarta cerurilor. Și i-a fost frică. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm acest respect pentru casa lui Dumnezeu. Mergem la cei doi preoți obraznici, fiii lui Eli. Fraților, am citit încă o dată astăzi, în 1 Samuel, vă spuneam, Samuel, o soluție pentru două probleme. A doua problemă era acești preoți indisciplinați. Nu mai vroiau să fie carne fiartă. Vroiau friptură, vroiau grătar. Și venea sluga și-o lua cu furculița cu trei coarne din cazan, înainte, conform regulamentului, trebuia să se ardă grăsimea. Și omul, dacă încerca să comenteze, da, dar lasă să ardă grăsimea, iau cu sila dacă nu-mi dai așa. Și ducea la domniile lor, le ducea carne crudă să facă grătar. Și le spune Domnul, și voi vă îngrășați în casa mea. Asta e scopul casei. Mai mult decât atât, am rămas așa, cum și-o permis, vă spun, mi-a fost, parcă mi-e frică așa când citesc anumite pasaje din Scriptură, mă ia așa frica, uneori mă ia o părere de rău de Samson, cum s-a pierdut, îmi pare rău de alții care au greșit în Scriptură, și mă ia așa o durere de Samson, de alți oameni care aveau o misiune, dar n-au ajuns. Că așa spune despre Samson, el va începe să izbăvească pe Israel. N-a terminat, numai a început. Și îmi pare așa rău. Și tot așa, când citesc despre oamenii aceștia, și mai mult decât atât, iubiți frați și surori, tinerii aceștia se făceau vinovați, versetul 17. Dar hai să citim de la versetul 2, 1 Samuel capitolul 2. Da? Începe. În 1 Samuel începe istoria aceasta, Dumnezeu pregătește această soluție, Samuel o soluție pentru două probleme, și acum cronicarul ne descrie pe fiii lui Eli. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Și atâta era felul de purtare, vă spuneam, cu furculița, cu cazanul, așa, tinerii aceștia, versetul 7, se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Mai mult decât atât, asta mi-a fost mie, m-am speriat când am citit, trăiau cu femeile de la cortul întâlnirii. Asta era strigător la cer. A fost îngrozitor. Și tatăl lor i-a chemat și a spus, versetul 24, nu, copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Deci locul unde trebuia să se întâlnească oamenii cu Dumnezeu, locul unde acele femei care slujeau la cort trebuiau să-L slujească și să fie evlavioase, s-a transformat într-un loc al păcatului și al stricăciunii. Și asta l-a deranjat pe Dumnezeu. Și iată ce spune Dumnezeu. Da? Dați pagina, îi se arată Domnului Samuel, este prima viziune, da? Prima chemare în slujbă, și versetul 13 din capitolul 3. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de legii de care are cunoștință, deci el era în culpă, da? Are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat fără ca el să-i fi oprit. Deci el îi trebuia să spună, dragi băieți, aici e casa lui Dumnezeu, afară cu voi de aici, aducem pe alții.
Dar fiindcă erau băieții lui, le-au făcut o observație, dar le-au făcut o observație așa, mai mult mângâiere decât observație. Și ascultați aici, am subliniat, am pus semne exclamării. De aceea jur casei lui Eli că niciodată, fără de legea, casei lui Eli nu va fi ispășit. Dragi ascultători, nu vă jucați cu Dumnezeu. Venim la casa lui Dumnezeu. Aici e un loc unde se prezintă El. Cântăm, ne bucurăm, ne rugăm, ne ajutăm în rugăciune. Acest bilet am rugat eu să scrie, sora Daria este nora mea și trebuie să nască, nu poate naște la 7-lea copil, nu poate naște și au dus-o la spital să vedem ce se întâmplă, Dumnezeu să se îndure. Aici noi spunem problemele noastre, simțim ajutorul în rugăciune a fraților, ne ajutăm, cântăm, spunem poezii, ascultăm cuvântul Dumnezeu. Aici este un loc unde se prezintă Dumnezeu, trebuie să avem o atitudine corectă. Spune Pavel lui Timotei, mă apropii să închei, sigur, un mare adevăr se poate spune și în cuvinte mai puține. Spune Pavel lui Timotei, până voi veni să știi cum să te porți, în 1 Timotei 3:15, da? Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Noi trebuie să avem o atitudine corectă. Ce vreau să vă spun și vreau să închei frumos? Ne-am uitat la atitudini, nu mai vorbim de preoți, de farisei, de cărturari, Domnul s-a supărat pe ei, au transformat casa lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhari, comerț, schimb valutar, vânzare de porumbei și așa mai departe. Refuzau un animal, spuneau că are cusur, da? Ăsta îl lăsa acolo, venea de departe cu el și ei îl luau și îl vindeau la alții. Se făcea trafic așa în toată regula, deci asta spune istoria și Dumnezeu, Domnul Iisus a supărat, a luat un bici de ștreangul și a dat pe toți afară și a strigat la ei, casa tatălui meu va fi o casă de rugăciune. Deci dacă ar fi trebuit în seara asta să mai spun ceva, trebuia să vă spun niște definiții ale casei lui Dumnezeu, da? E o casă de rugăciune, e poarta cerului, cum a spus Iacob, aceste definiții, e un loc sfânt, e un loc unde să-ți aduci darurile, sărbătorile, veneau la casa aceea, la locul pe care l-a ales Domnul. Deci casa aceasta are mai multe definiții pentru că are mai multe roluri. Ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu și mai mult decât atât spune Petru, casa lui Dumnezeu suntem noi și judecata va începe de la casa lui Dumnezeu. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel păcătos? Domnul să ne ajute să fim neprihăniți, ca să scăpăm ușor. Doamne ajută! În încheiere, ce vreau să vă spun? Vă spuneam de o evoluție. Altar, jertfă, altar cu jertfă, cort cu altar, templu cu altar și jertfă. Dar merge mai departe. Ați citit în cartea Apocalipsei și eu m-am bucurat că este un semn că și eu să citesc din cartea Apocalipsei. Lucrurile evoluează mai frumos, dar trebuie să ajungem acolo. Hai să citim în capitolul 22-21, să încheiem frumos, da, din cartea Apocalipsei, să vă încurajez, să vă motivez, să vă fac plin de râvnă pentru această casă, ca să ajungem la adevărata casa lui Dumnezeu. Ascultați ce frumos! Am văzut un cer nou, un pământ nou, capitolul 21, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi periseră, marea nu mai era. Cel ce ședea pe scaunul de domnie, versetul 5, a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, evoluția lucrurilor. Minunat lucrează Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Și am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Acolo vreau să ajungem. Doamne ajută, acolo vreau să ajungeți. De aceea ne-am dus așa evolutiv să mergem până la această frumoasă lucrare care a pregătit-o Dumnezeu. Dar acolo nu mai este templu. Acolo nu mai este lampă. Acolo nu mai este lumină. Pentru că Domnul este lumina ei și pentru că mielul este templu. Slăvit să fie Domnul! Este deosebit, îmi place. Aici îl văd pe Dumnezeu. Este maestru.
Faci un lucru deosebit, ca o piatră prețioasă, e descris aici și citiți acasă, 21 și 22. Dar în toată această frumusețe, în capitolul 1 este un verset, în capitolul 21 este un verset și în capitolul 22 este un alt verset care spune că este și un afară. Este și un afară. Acolo unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Domnul Iisus a vorbit în pilde și a spus, aruncați-l în întunericul de afară. Capitolul 21, versetul 7 spune, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Ce frumos! Doamne, vrem asta! Te iubim că ești Dumnezeul nostru și Tatăl nostru. Vrem să te urmăm și vrem să fim cu adevărat copiii tăi pentru totdeauna. Nu cum au fost fiii lui Eli, da? Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Eu aici m-am speriat un pic și am zis, Doamne Iisus, dar eu am mai spus și eu câte o minciună. Și tu ai spus, și tu. N-am vrut uneori, sau poate am vrut să ne scăpăm de ceva, ne-au constrâns cumva. Și un pic am tresărit, dar în capitolul 22 are loc o corecție. Are loc o îmbunătățire. Citesc, da? Versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Și a respirat ușurat, Doamne, îți mulțumesc. Nu-mi place minciuna, nu iubesc și nu trăiesc în ea. Am greșit, mărturisesc, am mai spus câte o minciună, dar mă încadrez aici. A corectat spre binele nostru, slăvit să fie Domn. Iubiți frați și surori, Domnul să vă ajute să aveți o atitudine corectă despre casa Domnului, să veniți la casa Domnului. Aici nu este sală de spectacol, aici nu este sală de concurs, aici nu este casă de mode. Aici este un loc unde ne strângem, că avem scaune, că nu avem așa cum confort, că-i scenă, că nu-i scenă, că-s bănci, că nu-s bănci, că avem mochetă pe jos, că ne putem pleca în genunchi, că nu ne putem pleca în genunchi, să avem o atitudine corectă față de Domnul, să-L iubim pe Domnul și să venim cu drag. În cartea, în Psalmul 122, spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Este o atitudine corectă, picioarele mi se opresc în curțile tale și psalmistul David spune, Ierusalime, tu ești ca o cetate zidită dintr-o bucată. Fraților, când veniți la casa Domnului, aveți cuvinte de apreciere. Lăsați neînțelegere că o cântat ăla și nu o cântat celălalt, că copiii mei au fost puși, ai mei. Nu, aveți apreciere. Când veniți în casa lui Dumnezeu, David a spus, parcă este o cetate dintr-o bucată, ori nu era dintr-o bucată, dar așa de bucuros era David că venea la casa lui Dumnezeu și a venit cu inimă deschisă și bucuros și venea la casa Domnului și se opreau picioarele și aprecia lucrarea lui Dumnezeu și era mulțumit înainte la Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim și noi mulțumiți și de conducerea bisericii și de tot ce se face. Domnul să vă binecuvinteze, să vă ajute să veniți cu drag la casa de rugăciune. Și dacă nu o să puteți într-o zi să veniți, într-o seară, să vă îndreptați inima spre locul acesta și să vă rugați împreună prin Duhul, pentru că este o legătură a Duhului, așa ne spune Pavel. Domnul să ne ajute să păstrăm această legătură a Duhului până la sfârșit. Amin.